prin asta trăiesc. Probabil că Dumnezeu așa a dorit. Știi ce ți-ai scris? Cam în frunte ți-ai pus. Eu de mică mi-a plăcut să fiu profesor de educație fizică și părinții mei mi-au respectat acest gând. Am făcut mai multe specializări la handbal, la basket, tenis de câmp, am specializare, instructor la rugby și am vrut să fac ceva mai deosebit, arbitru de fotbal. Și îmi place când elevii mai vin la ore fără echipament, le-am spus că dacă vor să mă supere, să nu facă educația fizică și atunci ei fac mișcare. Fac mișcare la sport. Luna aceasta stăm de vorbă cu doamna profesoară Elena Alexa de la Colegiul Național Atelaurian. Predă aici educația fizică și este cunoscută ca un profesor foarte activ și adeptă pentru mișcarea sportivă atât în școală cât și în afara timpului petrecut la școală. Bun găsit! Mulți elevi nu înțeleg cât de important este sportul pentru ei, preferă scurtirea la sport, de exemplu, de multe ori fără motiv. Cum îi motiva să facă sport? În legătură cu scutirile, sunt și scutiri parțiale, ceea ce unii elevi din țară și chiar din acest liceu au probleme de sănătate. Aceste probleme le stabilesc doctorii, nu noi. Eu încerc să-i determin să facă educația fizică și pe an ce trece sunt foarte puțini elevi scutiți. În cazuri extreme sunt cei care au scutirile medicale, dar eu îi pun și fac activități mai deosebite, joacă șah, le mai cumpăr jocuri care să îi stimuleze capacitatea de inteligență și îi fac să înțeleagă că totuși o activitate din asta la educație fizică este foarte, foarte importantă. Multe școli nu sunt dotate corespunzător, de exemplu cu săli de sport, cu materiale necesare sau cu terenuri, nu din ciment, terenuri din gazon artificial. Credeți că ar fi și acesta un dezavantaj? Nu. Omul sfânt este locul aici. Este o vorbă. Totul depinde de persoana care este în fața acelui elev. Îi poți determina să facă diverse lucruri la toate orele de educație fizică. Să vină cu drag, în primul rând. Fiind o oră de educație și fizică, trebuie să fie o relaxare din punct de vedere al acestui obiect. Pentru că e foarte important ca un om să facă mișcare. Nu numai la ore de educație fizică și în afara orelor de educație fizică. La noi se fac și activități extrascolare de educație fizică, sunt echipe și elevii vin la absolut toate echipele. Se înscriu, au o prezență cam 80% așa din școală, chiar cer ei anumite activități și facem noi. Nu numai eu, că mai sunt încă doi colegi aici la această catedră. În primul rând este o programă la această oră de educație fizică care trebuie respectată, să punem niște note. După ce își dau probele și termină de primesc nota respectivă, fac basket, volei, fotbal, badminton, joacă, tenis de masă. Noi avem și teren sintetic afară, foarte frumos. Avem nocturnă. Terenul este foarte bine dotat în acest colegiu național. Probabil că ați observat și dumneavoastră. Avem 3 săli de sport, una de jocuri, și 2 de gimnastică, unde ei se relaxează. Fac dans,
dans de societate, dansuri populare și mergem la diverse concursuri. La sport este Olimpiada Națională a Sportului Școlar, unde participăm și avem destul de bune rezultate în anii care au trecut. Știți cum e, aici faptele demonstrează. Cât de importantă este ora de educație fizică pentru elevi? Este foarte importantă. Din multe puncte de vedere. În primul rând că această oră trebuie să fie relaxantă. Când vine elevul la această oră, trebuie să știe că aici vine cu drag, că gândește frumos, gândește efectiv ce are de făcut, fiind jocurile care le practică. Pot să vă mai spun că noi avem și o revistă care se cheamă Sport Atlas, unde denumirea e un pic și caracteristică liceului, Sport Atlas. Atlas din mitologia greacă are pământul pe spate și Augustus Trebonius Lauriana sunt sport. Revista apare în fiecare an, câte două numere. Anul acesta împlinim 20 de ani de la apariția revistei și a participat și la concursul internațional de reviste școlare, unde a luat locul întâi. Și un punct foarte important, pentru că elevii își pot exprima gândurile și în această revistă de sport. Deci, două puncte. Și pe teren, jucând, și poate să scrie gândurile și în revistă. Că tot a spus despre această revistă, de unde a venit ideea? Păi, în 1999, un coleg de-al meu, Dumnezeu să-l ierte, că domnul Boris Minteanschi, care a fost profesor aici, ieșea la pensie. Și m-am gândit să-i fac un lucru mai deosebit, pentru că el a fost un om deosebit. În primul rând că când m-am titularizat în acest colegiu, în 1996, m-a primit cu drag, m-a ajutat, a fost un adevărat coleg. Și am spus, hai să-i fac și eu o surpriză, ceva mai deosebit. Și atunci, ce-i scris rămâne sfânt. Și nu știam ce titlu să pun la această revistă, să fie semnificativ. Și am stat, am gândit și am visat noaptea. Asta e, da, e de râs, dar e un adevăr, să știți. Și am venit la școală, am întrebat colegii, 2-3, că vreau să-i fac surpriza, să nu afle. Și atunci, în 5 zile, am adunat o echipă de elevi deosebiți și am făcut primul număr al acestei reviste. Despre ce a fost primul număr? În primul rând, i-am luat lui domnului profesor un interviu, el n-a știut de ce. O am revista. Și am scris echipele, rezultatele, au scris colegi de-ai mei în acea revistă. N-are prea multe pagini, n-a fiind făcut în 5 zile. Am mers la o tipografie, am scos-o și când în Consiliul Profesoral s-a anunțat ieșirea la pensie, i-am oferit această revistă. Și au rămas toți foarte încântați. E o amintire. Și de atunci încerc tot să pun și gândurile mele în acea revistă, colegii mei scriu, foștii elevi ai Laureanului scriu. Acum mă întreabă. Acum, știți, impulsul vine din exterior, că trebuie să fac revista, trebuie să o fac. Și încerc în fiecare an să rezolv acest lucru, pentru că ajută și elevii care dau la jurnalism, la CV, foarte mult. Și să scrii în termen sportiv este un pic mai greu, că trebuie cunoscut un anumit regulament, o anumită tehnică a jocului respectiv, trebuie să-l cunoști, o anumită tactică, dar se descurcă foarte bine elevii din Laurian. Se descurcă. Cui se adresează în general această revistă?
elevilor, profesorilor și au scris și profesori și elevi din exterior, din exteriorul școlii. Oricine dorește. Unde se poate găsi revista? Revista momentan este online, adică este pe CD și încercăm să scoatem câteva numere, să facem o prezentare a de zilele liceului, pentru că e mai greu de scos pe hârtie acum. Și concursurile acceptă acum și să trimitem pe CD-uri. Revenim acum puțin la sport și vă întreb ce înseamnă sportul pentru dumneavoastră. Sportul este totul pentru mine. Prin asta trăiesc. Probabil că Dumnezeu așa a dorit. Știi ce ți-ai scris? Cam în frunte ți-ai pus. Eu de mică mi-a plăcut să fiu profesor de educație fizică și părinții mei mi-au respectat acest... Îmi plăcea foarte mult. M-a creat probabil cu talent. Am talent în acest domeniu. Am jucat handbal, am cochetat puțin și cu atletismul și am făcut mai multe specializări la handbal, la basket, tenis de câmp, am specializare, instructor la rugby și am vrut să fac ceva mai deosebit ca arbitru de fotbal. Da, am făcut școala la București, am arbitrat foarte mult la București, foarte mulți ani când eram studentă și când am venit în Botoșani necesitau foarte multe deplasări spre București și atunci am hotărât să rămân să predau și arbitrez la școală. Elevii la pe teren de zilele liceului. Îmi place când elevii mai vin la ore fără echipament. Le-am spus că dacă vor să mă supere, să nu facă educația fizică și atunci ei fac mișcare. Fac mișcare la sport. Vin, joacă. Îmi respectă această rugăminte. Dar acum cum vede sportul în Botoșani? Sunt de 5 ani, sunt director la Academia Olimpică Română, filiala Botoșani și desfășor activități în Botoșani, cross, sub egida aici în Laurian am făcut cercul olimpic, se cheamă Atlas și sub egida acestui cerc olimpic fac activități foarte multe. Primesc materiale de la Comitetul Olimpic Român, Academia Olimpică Română și în fiecare an este ziua olimpică, olimpismului. Sunteți de ani de zile și în spatele organizării Balul Bobocilor și Miss Preuniversitaria. De ce o faceți? Îmi place și cultura. Îmi place arta. Chiar o fac cu drag. Când eram student în București, am participat la un bal al bobocilor și mi-a plăcut enorm de mult cum se organiza și am spus că dacă mă ajută Dumnezeu și voi fi profesor, o să încerc să mă implic și eu la organizare. Și când am venit în 96 în acest colegiu, am întrebat, am făcut un dans, am dat câteva idei, le-au plăcut acelor elevilor care erau în 96 și de atunci m-am rămas și organizez aceste spectacole, bineînțeles împreună cu elevii, pentru că singur nu se poate face nimic și tot așa am zis că să rămână ceva scris, avem și pliant a liceului, unde sunt dați toți elevii care au ieșit din 93 până astăzi și avem și revista Miss și Mister. Acum 10 ani am scos numărul 1 și 2 al acestei reviste din 93 până în
2000 și din 2000 până în 2019, numărul 34 al acestei reviste, unde am făcut prezentare și elevii au fost foarte încântați. Învață ceva nou și aici avem manechine internaționale. Avem elevi care au învățat foarte multe lucruri în management din punctul ăsta de vedere, mergând după sponsori, cum să organizezi un spectacol, pentru că noi colaborăm foarte bine. Nu poți să faci nimic de unul singur, absolut nimic, numai în echipă. Și bineînțeles și profesorii și directorii școlii aici se implică foarte mult. Cum este să lucrați cu tinerii? Cum vă înțelegeți? Foarte bine mă înțeleg cu ei. Comunicarea. Dacă există, totul vine de la sine. Absolut totul. Nu am nicio problemă. Ce lipsește tinerilor de azi? Sau ce aveau în plus tinerii din generația dumneavoastră față de cei ai generației noastre? Ei trebuie să înțeleagă că să realizezi ceva, trebuie să muncești. Nu există o diferență. Pentru că când îți place ceva în viață, faci cu drag. Asta fiind o activitate extrașcolară, vine numai cine are tragere de inimă spre din acest punct de vedere să poată participa la această activitate și să știți că vin cu drag. Cu drag vin aici. Acum e un pic mai bine că tehnologia a mai avansat și putem să ne mișcăm un pic mai repede din toate punctele de vedere și al organizării avem mai multe surse. Putem să luăm foarte rapid pentru decor ceva și lucrăm împreună. Toți sunt la fel pentru mine. Și din 96, din 95, eu 95 am terminat facultatea, până ziua de azi nu pot să spun că există o diferență. Vă mulțumesc și vă doresc succes în tot ceea ce faceți. În finalul emisiunii vă las cu un reportaj realizat de Iustina Ivașcă despre un sport mai puțin cunoscut și mai puțin practicat la Botoșani. Este vorba despre rugby. Înainte de a urmări reportajul, mi-a rămas bun și vă zic să faceți în fiecare zi mișcare pentru că este important atât pentru voi cât și pentru sănătatea voastră. O zi bună și toate cele bune! Suntem la școala numărul 11, deoarece am vrut să aflăm povestea echipei de rugby. Situația nu este una foarte bună. Chiar dacă acești copii se situează în fiecare an pe locul întâi, nu au un teren adecvat unde să se antreneze. Cei mai mulți copii din ziua de azi aleg fotbalul, basketul sau tenisul ca activitate sportivă pentru timpul liber. Dar la școala gimnazială numărul 11 de 5 ani, elevii coordonați de profesoara Carmen Soceanu practică un sport mai puțin întâlnit în rândul copiilor, rugby. Adaptat de Federația Română de Rugby la nevoile copiilor, sportul a devenit mai puțin violent. Mai exact, micii sportivi de la școala gimnazială numărul 11 joacă rugby tag. Rugby tag nu este rugby-ul clasic pe care îl știm. Federația Română de Rugby, pentru a atrage copiii de vârstă mică, a transformat rugby-ul într-un joc mai non-violent, prin acea centură la brâu și prin taguri, fără atingere, fără încercarea de a lovi și a răni. Elevii se antrenează săptămânal în sala de sport sau pe terenul școlii și sunt la ora actuală cei mai buni la nivelul județului. La competițiile de profil la care participă, echipa de la clasele primare s-a situat de fiecare dată pe locul întâi la nivel de județ, iar cea de la clasele gimnaziale în ultimii 3 ani pe același loc. La națională, sportivii botoșaneni au fost în primii 10. Cu toate acestea, cele două echipe antrenate de profesoara Carmen Soceanu nu are toate condițiile necesare, iar ce le lipsește cu adevărat este un teren. Ei practică rugby pe asfalt sau într-o sală de gimnastică în condițiile în care, când ajung la națională, joacă pe gazon. Ne-ar trebui o sală. Noi, iarna, dacă ați văzut, sălița noastră este pentru gimnastică. Nu este regulamentară. Este foarte greu să lucrăm într-o sală atât de mică, iar afară, doar cât ne
permite vremea. Dar înăuntru ce ar trebui? Adică ce ar trebui să aibă? Mare dimensiune, o mult mai mare dimensiune. Uh-huh. Se joacă 5 ori 5 în sală, dar eu când am ajuns la Național ultimii 3 ani, am jucat pe teren de fotbal. Și vă dați seama, mie mi-ar trebui un gazon, în primul rând, să-i pregătesc pe copii, că e cu totul altceva terenul asfalt sau asta și iarbă. Chiar și așa se adaptează condițiilor improprii de joc pentru acest sport, deoarece nu își pot permite să plătească chiria pentru antrenamente la un teren cu gazon din oraș. La Pacea au jucat pe câmp, însă asta presupune un risc pentru antrenor, având în vedere că are în grijă cel puțin 12 copii de vârste fragede, adică cei care fac parte din echipă. Daria Grădinariu este una dintre sportivele de performanță ale antrenoarei. Ea practică dincolo de rugby tag și fotbal sau basket. Face parte din echipa de rugby tag a școlii de când s-a înființat. Acum are 13 ani și recunoaște că ar alege fotbalul început la școala gimnazială numărul 11, pe care acum îl practică tocmai la Iași. Aici fotbal, basket și rugby, ce alegi dintre acestea? Fotbalul. De ce? Pentru că acesta mă pasionează de când eram mică, la o vârstă foarte fragedă. De atunci am început să joc și acum am ajuns la un nivel foarte, foarte mare. Nu e ciudat ca o fată să joace fotbal? Nu, nu. De ce? Păi pentru că cu ajutorul Federației Române de Fotbal, aceștia au și creat și echipe de fotbal în mai multe județe din țară. Profesoara care a înființat în urmă cu 5 ani echipa de rugby tag spune că sportul acesta este recomandat tuturor copiilor, indiferent de vârstă, și consideră că teama părinților pentru el este nefirească. Este un sport atractiv, distractiv și util, care dezvoltă foarte mult rezistența fizică a copiilor.